153.472 de alegători din totalul celor 228.546 înscriși pe listele electorale permanente s-au prezentat duminică la vot în județul Giurgiu în cel de-al doilea tur de scrutin, cel decisiv pentru alegerile prezidențiale. Giurgiu se evidențiază din nou cu numărul mare de alegători ce au votat pe listele suplimentare, aproximativ 15% din numărul total al voturilor, mai exact 22.372 de voturi. Alți 2.240 de Giurgiuveni au solicitat și votat în urnele mobile, iar numărul total al voturilor valabile exprimate a fost de 151.225. 68,38% este procentul obținut de candidatul PSD Victor Ponta, în timp ce pentru Claus Iohannis au votat 47.819 Giurgiuveni, adică 31,62%. Giurgiu ocupă locul al patrulea în țară în privința prezenței la vot cu un procent de 67,16%.